dăm slavă lui Dumnezeu că ne-am vremicit să mai participăm la o încă sfântă liturghie în această călătorie noastră pământească și în același timp duhovnicească. Ne aflăm în Duminica a patra după Învierea Domnului, o altă treaptă din scara urcușului duhovnicesc spre Ierusalim, din scara Penticostarului, căci considerăm că fiecare duminică din această perioadă se înscrie în urcușul duhovnicesc al Penticostarului, începând cu Învierea Domnului, Înălțarea Domnului, pentru ca în final să ajungem la pogorârea Duhului Sfânt, Rusaliile, ziua de temeiere a bisericii noastre, altfel spus, un urcuș duhovnicesc care ne duce spre Biserica lui Hristos. Cât scăldătoarea vitezda, cea amintită în Evanghelia de astăzi, este chipul Bisericii lui Hristos, locul unde să se săvârșesc minuni, însănătoșiri, vindecări, sufletești și trupești. Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși, este relatată de Evanghelistul Ioan la capitolul 5, începând cu versetul 1 până la versetul 15, o Evanghelie pe care nu o mai găsim relatată fiind de către ceilalți evangheliști, de către evangheliștii sinoptici. Evanghelistul ne spune că era o zi de sărbătoare a iudeilor, fără să precizeze ce sărbătoare era. Putea fi sărbătoarea azimilor, sărbătoarea cinzecimii sau sărbătoarea corturilor. Cert este că era mulțime multă în Ierusalim, așa cum ne-am obișnuit la sărbătorile mari ale evreilor. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pridvoare. Facem precizarea că poarta oilor și astăzi este în picioare, în Cetatea Sfântă. Poarta leilor, cum mai este numită ea, sau poarta Sfântului Ștefan, este poarta care, imediat după intrarea prin ea, ne deschide calea drumului crucii cu cele 14 opriri. Aproape de poarta oilor era pe vremuri și se păstrează și astăzi ruinele de la cele 5 pridvoare, unde mulțimea era prezentă, unde de altfel animalele care erau aduse spre jertfă erau spălate, curățate acolo, pentru ca mai apoi să fie aduse spre jertfă la templul din Ierusalim, templul din apropiere. Ne spune Evanghelistul că în acestea zăcime multă de bolnavi, orbi și opuscați, așteptând mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme scăldătoare și tulbura apa, și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală era ținut. Nu era o apă miraculoasă, o apă terapeutică, înzestrată cu anumite calități, și ea depindea de mișcarea, de lucrarea îngerului, care din când în când cobora, tulbura apa, așa cum ne spune Evanghelistul Ioan, cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era ținut. Printre cei care se aflau în mulțime era și paralipticul, slăbănogul pe care Mântuitorul îl întâlnește. Își trăia drama lui, drama singurătății, căci de 38 de ani, ne spune Evanghelistul, era bolnav, era cuprins de infirmitatea lui, lipsit de blagă, de orientare, de putere. Era mai mult pasiv decât activ. Era un om imobil. Iată că dintre toți care se aflau în mulțime, Mântuitorul vede pe el, fiindcă Evanghelistul ne și precizează. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis: voiești să te faci sănătos? Iisus îl cunoștea.
știa că este bolnav de 38 de ani, îi cunoștea drama lui, căci, pe lângă faptul că era bolnav fizic, el era în singurătatea lui. Era părăsit de cei dragi, de cei care ar fi putut să-l ducă mai aproape de Scăldătoare și să-i ofere șansa vindecării, șansa revenirii la o viață de activitate, o viață normală, o viață dinamică, o viață firească. Mântuitorul întreabă dacă voiește să se facă sănătos. De aici ne dăm seama că Dumnezeu ne respectă în totalitate libertatea noastră de alegere. Căci așa cum ni se spune, omul este condamnat la libertate. Sunt momente și nu puține în care Dumnezeu nu poate să spună da atunci când noi spunem nu. Nu poate să spună nu atunci când noi spunem da. Fiindcă Dumnezeu, repet, ne respectă întru totul libertatea. Dintre toate ființele create, omul și îngerii în cer au această calitate de a spune da, de a spune nu, chiar dacă pe parcurs noi nu mai spunem da când ar trebui să spunem da, nu mai știm să spunem nu când ar trebui să spunem nu. Cu toate acestea, iată că Mântuitorul nu merge mai departe, nu îl vindecă fără să-l consulte. Așa face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Înainte de a binecuvânta ceva din viața noastră, ne consultă, ne cere părerea, ne cere aprobarea. Iată, stau la ușă și bat, se va crede cineva și va deschide ușa, va deschide și voi cina cu el. Parafrazând, ne spune Apocalipsa la capitolul 3, versetul 21. Este modalitatea supremă prin care Hristos își arată prețuirea față de noi, respectându-ne întru totul. Și atunci când suntem pe calea binelui, dar și atunci când suntem pe calea răului. Ne-am fi așteptat ca bolnavul să răspundă direct, să răspundă precis. Da, Doamne, voiesc să fiu sănătos. Să fiu însănătoșit, să fiu vindecat. Cu toate acestea, el este ezitant. Nu răspunde direct, va răspunde indirect sau am putea spune justificativ. Doamne, nu am om care să mă arunce în Scăldătoare când se tulbură apa, că până vin eu, altul se coboară înaintea mea. Ridică câteva semne de întrebare acest răspuns al paralimpicului, al slăbănogului. O întrebare ar fi aceea, dacă timp de 38 de ani sau în toată perioada aceasta, nu cumva și-a pierdut rațiunea existenței de a fi. Oare mai știa el ce dorește să ceară? Sau dacă mai dorea ceva? Cert este că el își vede neputința lui prin prisma semenilor. Nu am om care să mă arunce în Scăldătoare. Spuneam la un moment dat de drama însingurării lui. Boala 38 de ani, o perioadă foarte îndelungată, și faptul că nu era nimeni în preajmă să-l privească cu milă, să-l privească cu neputință pe cel ce se afla în neputință. De aici ne dăm seama că cei care erau prezenți acolo erau cu siguranță atenți la propria lor vindecare, propria lor izbăvire și mai puțin la cei din jur, asemenea sau așa cum era cel paralizat. Iisus îi va zice, scoală-te, ia spatul tău și umblă. Îl vindecă pe loc. În acest moment nu ne dăm seama dacă boala celui cauză era cauzată de vreun păcat, ci vedem doar acțiunea directă și imediată a Mântuitorului
ridică-te din starea în care te afli, de neputință, de boală, ia-ți patul tău, patul suferinței, cel care ți-a fost prieten timp de 38 de ani și umblă. Mântuitorul îi redă viața normală, firească, dinamică, plină de vitalitate, plină de vigoare, plină de responsabilitate. Și în acest caz, ca și în alte cazuri, așa cum ne-am obișnuit, vindecarea s-a produs în zi de sâmbătă, lucru ce va atrage nemulțumirea cărturarilor, a fariseilor, a celor care vedeau sâmbăta cu alți ochi, ca și cum sâmbăta n-ar fi zi potrivită de vindecare, ca și cum noi am putea să-i facem program Mântuitorului când să coboare în viața noastră, să binecuvinteze viața noastră și când să nu o facă. Am zice că duminica n-ar fi zi potrivită pentru asemenea tămăduiri, potrivit logicii acestora, a celor care vedeau mai presus legea și mai puțin esența legii care prevedea vindecare, respectiv tămăduire. Ulterior, Mântuitorul se întâlnește cu acel vindecat în templu și îi va spune: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Oare ce putea fi mai rău decât 38 de ani de suferință, de neputință, de lipsă de viață, de lipsă de vitalitate, așa cum aminteam? Dacă e să ne gândim printr-o cheie duhovnicească, vom spune că mai grav decât atât ar fi pierderea mântuirii, șansa veșniciei noastre de a fi în lumina lui Hristos, în lumina Sfinților, în bucuria și în comuniunea celor dragi. Cert este că Mântuitorul îl avertizează, iar acest amănunt ne trimite la cauzalitatea bolii sale, care putea să aibă în componență, iată, și starea de păcătoșenie. Nu este atât de important pentru noi, ci mai degrabă grija, prețuirea și atenția Mântuitorului. Dacă ceilalți au trecut ani la rând, nepăsători de cel paralitic, Mântuitorul dintre toți îl vede pe el. Se adresează în mod direct ca unul ce îl cunoștea, ca unul ce ne cunoaște pe noi, pe fiecare în parte. Nu există făptură umană pe care Hristos Domnul să nu o cunoască. Nu există om pe pământ care să fie lipsit de cunoașterea lui Dumnezeu sau de recunoașterea Domnului. Hristos este Cel care ne cunoaște înainte de a ne naște. Hristos este Cel care ne știe înainte de a ne zămisli în pântecele mamei noastre, ca unul ce dă suflet fiecăruia dintre noi. Așa cum astăzi Mântuitorul îl caută pe cel paralizat, în fiecare zi și în fiecare oră din zi, același Hristos ne caută pe fiecare dintre noi. Același Hristos își arată dragostea și prețuirea față de noi, ca unul ce este iubire, ca unul ce l-a creat pe om din bunătate și din iubire. Niciodată Hristos nu va putea renunța la iubirea Lui, la iubirea față de oameni, față de cei care sunt chip și asemănare. Dumnezeu este Cel care caută la chipul Său, la chipul divin în om, adică la noi, pentru a valorifica și a multiplica valoarea noastră așezată, să vină în fiecare dintre noi. Nu există om mai important sau mai puțin important. Nu există om care să fie privit cu jumătate de privire de către Hristos. Fiecare dintre noi, indiferent de reușitele noastre profesionale sau de scara socială în care ne aflăm, fiecare dintre noi este privit
așa cum doar Hristos poate să ne iubească. De multe ori poate avem tendința să zicem că nu avem oameni în preajmă. Nu avem om, dar îl avem pe Dumnezeu. Îl avem pe Hristos, Dumnezeu cel întrupat. Nu avem om care să fie atunci când nevoia este mai mare, dar Hristos, Dumnezeu și om, este totdeauna alături de noi. Nici când Hristos nu ar fi alături de noi. Avem tendința, din păcate, de a pune nereușitele noastre pe seama celor din jur. De a spune că alții sunt de vină pentru neîmplinirile noastre, pentru nereușitele noastre, pentru eșecurile noastre. Deci, sigur, este mai comod, mai confortabil, mai călduț să găsim în ceilalți vinovați, decât să ne apropiem privirea de noi înșine, decât să ne asumăm propriile alegeri pe care le facem în viață și să dăm dovadă de maturitate și de sinceritate. E mai ușor, e mai convenabil, dar total neeficient. Total neeficient să spunem că ceilalți sunt de vină pentru ceea ce ni s-ar întâmpla. Cu siguranță că ar necesita o privire lăuntrică, o introspecție. Și vom vedea că atunci când ne cunoaștem pe noi înșine, îi putem cunoaște pe cei din jurul nostru și atunci când ne cunoaștem pe cei din jurul nostru, putem accede la cunoașterea lui Dumnezeu. Vindecarea slăbănogului de astăzi s-a produs ca urmare a faptului că s-a întâlnit direct și personal cu Iisus Hristos. Același lucru poate ni se cere și nouă. Să avem întâlniri personale cu Hristos. În cadrul Sfintei Liturghii, în cadrul lecturilor pe care ne parcurgem, desigur cu conținutul duhovnicesc, unde prezența lui Hristos este mai evidentă, în cadrul meditațiilor noastre, în cadrul reflecțiilor noastre, în cadrul rugăciunilor noastre particulare. Deci acolo suntem noi și Hristos. Noi și Hristos, o întâlnire vie, o întâlnire personală. Când ne adresăm lui Hristos, nu ne adresăm unui principiu, unei ideologii, unui fel de a fi, ci ne adresăm de la persoană la persoană. Hristos este persoana care a unit în sine firea dumnezeiască și firea umenească. Este Cel care face legătura cu Dumnezeu Tatăl, este Cel care, prin jertfa Sa pe Sfânta Cruce, a readus omul în fața Dumnezeirii. Iată așadar o zi de vindecare. Dacă duminica trecută s-a vorbit despre femeile mironosite, cele care și-au arătat evlavia și prețuirea față de Mântuitorul, iar cu o duminică înainte de Apostolul Toma, care s-a încredințat de învierea Domnului, astăzi ne-am reîntâlnit cu Mântuitorul, arătându-și prețuirea față de Cel mai încercat de paraliticul de 38 de ani. Dumnezeu să privească cu dragoste față de noi, așa cum nevoia noastră o cere, iar din partea noastră e nevoie de un minim de atenție, de un minim de privire către Cel Ceresc, de a da un răspuns. Deci așa cum aminteam la un moment dat, Dumnezeu nu face nimic în viața noastră fără să ne consulte, fără să ne ceară acceptul. Iată, până aici am ajuns, în demnitatea noastră, ca Dumnezeu să ne ceară acceptul intervenției pline de har și de binecuvântare în viața noastră. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în curulea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat.